Am deja aseară o discuție, dar astăzi am venit din nou să reiterăm discuția pornită aseară. Dar am înțeles că această decizie nu implică doar persoana mea. Dacă la momentul 2009, când eram director la Direcția Județeană de Tineret, am ales într-un mod unilateral să dau demisia și să nu fac niciun fel de demers ulterior în justiție pentru a reintra în postul de director, pentru că așa consider corect în momentul în care îți pleacă guvernarea și ai fost sprijinit politic acolo, să faci un pas înapoi. Acum am înțeles că nu mai este vorba de așa ceva. Este vorba totuși de un grup de consilieri care are nevoie de o reprezentare în cadrul aparatului tehnic al primăriei. Chiar dacă eu am unele dificultăți, evident, de a accesa chiar toate informațiile în primărie, din cauza atribuțiilor reduse pe care eu le dețin. Aș vrea să subliniez și eu că, în principiu, am avut o colaborare corectă cu partenerii noștri de până acum din fosta alianță USL. N-aș avea foarte multe lucruri să le reproșez. Dacă au fost anumite neînțelegeri, poate le-am rezolvat pe parcurs, dar cele care n-am reușit să le reglăm, probabil ați văzut și dumneavoastră, au fost minore. Și eu amintesc aici acel amendament pe care am vrut să-l facem la buget. În continuare, probabil că vom continua, așa cum am mai declarat în presă, unde sunt proiecte în interesul cetățenilor municipiului Focșani, fără niciun fel de rezervă, se pot bizui pe voturile Partidului Național Liberal. Dacă vor fi proiecte pe care le considerăm cu ceva semne de întrebare sau în neregulă, vom încerca să avem un dialog în comisii, să încercăm să obținem un punct de vedere comun. În măsura în care nu vom reuși acest lucru, probabil că în Consiliul Local vom vota și altfel.